Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou ATV Vlog, fraților. Astăzi menișme o tură scurtă. Tocmai ce am schimbat cureaua la ATV-ului Neasebi. Aolo! Aolo! Așa, unde am rămas? Deci am schimbat cureaua la Neasebi, mi-am schimbat și eu supapa aia de presiune, de face presiune pe supraplin la rezervor acolo. Că mă făcea mereu presiune și când deschideam ăsta, capacul la rezervor, bușonul dădea presiune mare și era blocată supapa aia. Am schimbat-o și pe aia, am schimbat cureaua și a venit Alexandru ca hai să dăm o tură. Suntem 1, 2, 3, 4, 5, suntem 6 ATV-uri. Hai, tată! Neasebi. Bă, și am un zgomot aici la tabla asta, la evacuare acolo și scârțe, așa mă enervează de mor. Am zis eu că am strâns-o, dar parcă acum s-aude mai tare. Da, taci, du-te, dracu. Aolu. N-are Neasebi cască, ochelar, nimic. O să-l rupă la ochi praful ăsta. Aiu! Avem două ochi în coaduri. CF Moto 520, Can-Am 1000, Polaris 850, Grizzly 700, avem de toate. A fost ăla cu rezereu aici. Neasebi, vezi cum... Vezi un pic. Când ai trântit copacul ăsta... Aolo! Oprește-ți farurile, bă, Neasebi. Nu merge! Da, da, se bloca bine roțile așa, da. A, dar mă ducea la... Vezi că ai pană pe față. Da? S-a mai desumflat? Hai! Să văd ce fac auto. Să testez un pic. Dar e greu? Păi da. Hai da. Zici că ești cu mașinuța. Nici nu... E faci cu roțile astea. Haide să vedem un pic. Da!
de coastele lui drept. Alexica! Aolo, ești cu camelia, mă înțeapă inima că se cam dă peste cap. Se cam dau peste cap asta ale noastre. Mamă, cât îi dă nea Sebi. Hai da! Hauga! Aolo! I-a pus curea Daico nea Sebi. Din câte știu eu, nu e așa bună. Lăsați-mi și mie jos în comentarii acolo. Spuneți-ne părerea despre curelele astea Daico. Ce experiență ați avut voi cu ele? Am înțeles că asta Daico ar fi ceva mai îngustă decât una originală sau cea de la Gates. Mamă, când îi dai să-mi va, te duce rău. Să faci testare. Da. Păi fraților, dacă vă place acest clip, nu uitați să rupeți butonul ăla de like, să strângem 10.000 de like-uri la clipul ăsta. O să fac zilele următoare un drag race, Grizzly vs. Sportman. Să vedem care pe care e. Auga! Hai să ne iubim și să fugim în lumea asta mare, că am suferit și nu știu cum, dacă iubirea noastră moare. Sele a he. Ce mai faci la panta dracului? Cucu! Merge bine? Da. Da? Păi că se ridică, stă mult în aer, că-s roțile mari. Unde? Când ai urcat, că stăteai bă, mai nu știu. Bă, nu, mai mă ridicam eu în picioare. Deci stăm aici un pic? Da, păi i-am văzut eu. Mă, s-au dus să ia față, ia uitați unde sunt față de tot. Hai, da! Gea, mânca mi-ai mustața. Invidia se naște la omul fără putință.
care știe să conduce dintre voi doi? Care pe cine voi doi iubește mai tare dintre voi? Hai cu minte! Sfaine alea metalice la planetare. Mi-e cald iară! Ia uitați cât de mișto se vede pe aici, a? Da, sigur, da, da. Am fost pe aici o dată cu Dănuț și cu aia, cu rezereu. M-a zgâlțit drumul ăsta de nu mai pot să dea, dracu. Ia uite-ți mai înalt. Ia, ia vezi. Păi uite. Păi na. Mamă, m-a zgâlțit de... Da. Parcă de aici e mai fain. Mai fain parcă de aici. Ha? Da. Bă, dar scurge ulei, bă. Da, bă, de la grup. Da, fuge de spate al dracu. Mai bine cobor în față. Păi am fost cu ăia, bă! Ce, te-a zgâlțit, nu? Îi dai tu acolo, sau? Mamă, dar ne-a zgâlțit rău. Dă-i mai în față, bă, un pic. Avioane, limuzine, tancuri submarine, Audi-a. Ioli. Cine e? Te-am găsit aici un refugiu, o cabană. Un chef aici, să mor eu, dar mă mir că s-a fost grav. Chef cu ce? Cu femei? Uite, mă! Idee ca... E, pă, trec. Foarte fain. Ce, că avem... Uite-mă o cheie de la o mașină. Bă, dar lumina asta e lumina. Asta e pe lumea, bă, dar e fain. Uite aici. Dacă ai și lumina. Aici, gata. Foarte tare. Dacă ai și lumină, ești nebun. Face și un chef. Nu miroase chiar, n-a. Nu e. Adică... Hai mă, că vii după un de ăla de mor de fric, te bagi aici, nu ai ce să faci. Și soba asta, cred că tai chilote și dacă te-a fain. Da. Chiar fain. Să pui să dă o boxe de la nenorocite. Foarte, te faci totul. Doi pe vot. Altelele astea sunt cam împuțite așa. Că vii cu pătărica la sumbar. Ia te vii cu toporul ăsta. Până... Ai faină, rău. Mamă, n-am văzut câte belec de papuși sunt. Da? E așa greu ca să nu poți să-l pun. Ia mă. Uite ce e bun. Ai țin lumina unde? Pua! Faină. La 12 noapte. Păi hai. Dai și-a... Spre ce parte sunteți, cum ar nici? Ce facă, vadă unde sunt?
pe rezervă, nu știu cum să zic. Mai am 8, de da. A, da, bă. Am revenit, băi, fraților. Am făcut și noi o mică pauză să-i dau greul aici. Te bagi pe stânga, nu? Tu cu roțile alea și pe aici poți să iei. Haideți că ne-am oprit aici la o stână de-asta, am luat niște brânză, brânză de burduf și o urdă de-aia bună, proaspătă, sărată așa. Fa, abia știu să ajung acasă să mănânc. Hai! Gata, băi, fraților, am ieșit și noi pe șosea. Suntem în Brașov. Măi, băiatule, mă! Dar nu vezi nimic până aia? Ia pune. Da, pune-ți aia pe ca măcar. Da? Facem un circ. Ce m-a făcut lea Sebi să-mi bat picioare. Și gata, băi, fraților, cam ăsta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui clip. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram și să-mi dați o urmărire pe TikTok. V-am pupat, pa, pa!